Proiectul de acordare a titlului de cetățean de onoare lui Andreea Preotesei aparține primarului municipiului Fălticeni și preotului Liviu Vasile Mihăilă, președintele Asociației Fălticeni Cultural. Andreea Preotesei a devenit unul dintre cetățenii noștri importanți, pentru că sunt foarte multe evenimente culturale la care am colaborat foarte bine cu domnul Andreea Preotesei. Îl apreciez în mod deosebit și această desemnare de titlu de cetățean de onoare vine ca o încununare firească a eforturilor depuse pentru promovarea municipiului Fălticeni din punct de vedere cultural, artistic și nu numai. Andreea Preotesei este în primul rând un mare prieten al nostru, al Fălticeniului și al Asociației Fălticeni Cultural. Ne leagă foarte multe activități culturale, așa cum v-a obișnuit pe voi cei de la Iași, multe, multe, multe spectacole de teatru. Iată că și la Fălticeni implicarea domnului Andreea Preotesei și evident Ateneului Național din Iași este foarte, foarte mare. De la începutul festivalului Birlic, spectacole de teatru, ecranul cinematografic, foarte multe întâlniri ale actorilor tineri cu tinerii noștri, actori de la trupa Birlic și nu numai. Deci este o implicare extraordinară și de aceea anul acesta ne-am gândit, după ce am colaborat și în restaurarea monumentului funerar al lui Nicu Gane de la Iași, să primească Andrei Preotesei bine meritatul titlu de cetățean de onoare al municipiului Fălticeni. Cel care va deveni cetățean de onoare al municipiului Fălticeni spune că titulatura îi face cinste, dar îl și obligă. Cred că vine și cu oarecare încărcătură de responsabilitate în plus față de toate proiectele pe care, iată, le desfășurăm dătățeane la Fălticeni, fie că vorbim de cele artistice, fie că vorbim de cele culturale sau educaționale, cu siguranță ele vor trebui să simtă o accelerare și o îmbogățire, fiindcă am spus-o de foarte multe ori, după Iași, care este orașul meu natal, Fălticeni este orașul de suflet, e un oraș cu totul și cu totul minunat, pe care îl recomand tuturor să vină să-l vadă și să se bucure de el. Nu pot decât să le mulțumesc și domnului primar Coman și Consiliul Local Fălticeni, dar mai ales părintele Mihăilă, directorul Festivalului Birlic, care știu că a fost inițiatorul acestui proiect de hotărâre. Și dacă până acum n-am dezamăgit, promit să nu fac nici de acum încolo, ba dimpotrivă, să reușim să aducem cât mai multe evenimente și proiecte frumoase în Fălticeni, fiindcă merită. Andreea Preotesei a primit aprecieri și din partea lui Daniel Șandru, fost director al Operei Naționale Române din Iași, care este și el cetățean de onoare, dar al municipiului Iași. Conferirea acestei titulaturi înseamnă foarte mult pentru Fălticeni, pentru că de asemenea ceva vreme Andreea Preotesei a revitalizat, practic, prin participarea instituției care duce cu spectacole la Fălticeni, viața culturală a acestui oraș, readucând cumva ceva din vechiul parfum interbelic, când Fălticeniul chiar era un oraș cultural și cu deschidere de tipul acesta chiar la nivel național. Mă bucur foarte mult pentru că Primăria Municipiului Fălticeni și Consiliul Local al orașului i-au acordat acest titlu. Andreea Preotesei va fi desemnat cetățean de onoare al municipiului Fălticeni vineri 26 august în cadrul galei de decernare a premiilor Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret Grigore Vasiliu Birlic.